Acum 20 de ani, în Pașcani existau 25.000 de locuri de muncă. Azi avem doar 5.000. În 91 se construiau 500 de apartamente. Anul trecut s-au construit 4. Acum 20 de ani eram 45.000 de suflete în oraș. Azi, un sfert dintre noi își caută de lucru prin străinătate. Tu știi cine ne-a condus în ultimii 20 de ani? Schimbă sau rămâi la fel. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate, în cea de-a doua parte a emisiunii. Invitații mei sunt doamna Romaniuc Liliana, candidatul ARD pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Voinea Dragoș, candidatul PPDD pentru Camera Deputaților, de asemenea în Colegiul Electoral Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Vă invit să discutăm aceleași subiecte pe care le-am abordat cu domnul Neculae Rățoi în prima parte a emisiunii. Așadar, să discutăm pentru început despre politicile fiscale pe care dumneavoastră, dacă veți ajunge în Parlamentul României sau formațiunile politice pe care le reprezentați, au de gând să le implementeze după data de 9 decembrie 2012. Vom vorbi în anii următori de majorări sau tăieri de salarii, de majorări sau diminuări de taxă și impozite. Vă întreb asta pentru că aceste subiecte au fost mult discutate în ultimii ani de zile și ne-au afectat într-un fel sau altul în ultimii ani de zile. Vă rog. Da, în primul rând aș vrea să fac o remarcă sau observație. Mi-ar fi plăcut foarte mult ca împreună cu noi în studio să fie și celălalt contracandidat, pentru că atunci cred că ar fi fost o discuție mult mai interesantă și cred eu că telespectatorii noștri ar fi avut posibilitatea să compare propunerile la care dumneavoastră faceți referire. Oricum, țin să vă mulțumesc dumneavoastră că ați acceptat să fim împreună la această emisiune. În al doilea rând, legat de întrebarea dumneavoastră, cred că trebuie să privim lucrurile puțin diferențiat. Mai întâi, primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că e foarte greu de făcut o prognoză și de făcut, analize sau promisiuni. Nu, promisiuni e ușor de făcut. Dar să faci o prognoză realistă cu privire la ceea ce urmează să faci în următorii 4 ani. Și când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că există extrem de multe elemente necunoscute și știm foarte bine ce s-a întâmplat în ultimii ani. O criză economică care a venit și a depășit poate de foarte multe ori așteptările noastre sau previziunile oamenilor care se pricep la lucrul acesta, da? Atâta timp cât nici finanțiștii sau oamenii care răspund de economie nu pot face astfel de pronosticuri, mie mi se pare extrem de periculos ca un parlamentar sau un candidat să facă aceste pronosticuri. Cred că este bine să rămânem în sfera unei oarece rezerve, da? Dar precauții. Cred că cuvântul pe care ar trebui și starea pe care ar trebui să o avem este cea legată de precauții. Totuși, dacă e să ne referim la tot ceea ce înseamnă facilități, tot ceea ce înseamnă aspecte de natură fiscală, cred că problema trebuie văzută pe două paliere. Un prim palier este cel național, lucrurile care, știu eu, se aplică tuturor românilor, și un al doilea palier este cel local. La nivel național, cred că, eu repet, cu foarte mari rezerve, ceea ce ARD-ul își propune, s-ar putea plasa, să zicem, pe 2 sau 3 niveluri. În primul rând, reducerea cotei unice de impozitare, în al doilea, și știți despre lucrul acesta la 12%, în al doilea rând, facilități fiscale acordate investitorilor și, în al treilea rând, un lucru despre care nu se discută sau s-a discutat extrem de puțin, acordarea de reducerea impozitului celor care acordă sponsorizări. Și lucrul acesta ar fi extrem, extrem de benefic. Este, de altfel, dacă vă uitați în programul meu politic, acesta este un proiect de lege pe care aș vrea să-l introduc și în țara noastră. În Statele Unite ale Americii și în Europa, dacă dumneavoastră, ca persoană juridică, care aveți o firmă,
sponsorizați, de exemplu, un proiect educațional, dumneavoastră vă este redus considerabil impozitul pe care îl plătiți la stat. Lucrul acesta ar rezolva cel puțin două probleme. O problemă, o nevoie a unei școli care se duce la un sponsor și își rezolvă problema, de exemplu, schimbă, știu eu, geamurile, cumpără anumite echipamente pentru școală și, în al doilea rând, ar fi o implicare reală, concretă, a oamenilor de afaceri în tot ceea ce înseamnă, știu eu, viața comunității. Și cred că ar mai exista un lucru, reducerea, deși sună foarte general și de asta mă și feresc de lucrurile acestea, reducerea impozitelor și a taxelor pentru angajatori. Eu nu am experiență în domeniul acesta. Experiența mea este în domeniul educațional. Dar ca și dumneavoastră, discut cu foarte mulți oameni. Am părinți, am colegi, am prieteni care lucrează în domeniul acesta și un lucru de care s-au plâns întotdeauna este acela legat de taxele foarte mari, numărul mare de taxe și mărimea acestora. Exact. Acum, dacă o să mă întrebați pe mine cum se va face lucrul acesta, eu o să vă spun, nu o să-l fac eu. În Parlamentul României există specialiști, există comisii de specialitate și cred eu că niciun parlamentar, până la urmă, nu trebuie să se ocupe de toate lucrurile. Trebuie să aibă o imagine generală, trebuie să aibă o viziune, o perspectivă și aș mai sublinia aspectul acesta. Trăim în România, este o țară extrem de haotică din toate punctele de vedere. Nu există viziune și strategii cu privire la aspectele importante care țin de funcționarea statului român. Cred că aici parlamentarii ar trebui să-și aducă aportul și punctul de vedere, să-și spună punctul de vedere în crearea acelor strategii care să unească lucrurile și să le coreleze. Pentru că rezolvă problema aici, dar această problemă nu o corelez cu problema de aici. Și atunci mai faci 2-3 pași și constați că ele de fapt se contrazic una pe cealaltă. Am înțeles. Totuși, insist cu întrebarea în ceea ce privește evoluția salariilor. E adevărat, nu avem prognoze pe care să ne putem baza. Însă, din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că salariile ar trebui majorate, menținute sau diminuate? Și vă întreb asta în special în sistemul bugetar pe care îl cunoașteți foarte bine, sistemul de învățământ. Pentru că mai ales acum, înainte de a pune stampila pe o formațiune sau alta, oamenii se întreabă în legătură cu viitorul lor. Își pun aceste întrebări, în special pensionarii care au avut probleme, iată profesorii, cadrele didactice în general, bugetarii de asemenea. Cum credeți că ar trebui să acționeze viitorul guvern, așa încât aceste categorii sociale, care până acum au avut de suferit, să obțină, nu știu, salarii decente? Ce ar trebui să facă guvernul, de exemplu, în ceea ce privește tinerii absolvenți care încearcă o carieră în sistemul bugetar și care au parte de salarii mizerabile, 600-700 de lei pentru început? Da, mi-ați pus mai multe întrebări, o să încep cu ultima. Sunt și o să mă refer strict sau în primul rând la sistemul educațional și apoi o să extind răspunsul la alte aspecte. Eu, în ceea ce îi privește pe absolvenți, cred că în sistemul educațional românesc, cred că modul de salarizare ar trebui să suporte modificări radicale. În sensul că cu toții ne dorim un sistem educațional performant, un sistem educațional sau școli în care profesorii să predea bine. Asta înseamnă că trebuie să ai profesori foarte buni. Când ai profesori foarte buni? Există două modalități ca să ai profesori foarte buni. Unu, să îți aduci în sistem o resursă, altfel spus, să dorească să se facă profesor cei mai buni absolvenți de liceu și doi, aceștia în facultate să aibă parte de o formare și de o formare inițială de calitate bună. Deci să avem universități care îi formează foarte bine pe studenți. Acum, cine vine în învățământ la acest moment? Vin absolvenții de liceu cei mai slabi. De ce? Pentru că salarizarea este foarte proastă și este total, total nemotivant să lucrezi în sistemul educațional sau să fii profesor. Și atunci, propunerea pe care eu o fac și este de asemenea un proiect de lege pe care aș vrea să-l introduc în Parlamentul României. La intrarea în sistem, salariul de intrare sau salariul debutantului, profesorului debutant, să fie motivant, să fie mult mai mare.
Sigur că n-aș risca acum să vă spun, sau aș putea să risca până la urmă, da? Ce înseamnă un salariu decent în România? Ce înseamnă un salariu decent pentru un profesor? Înseamnă să-și poată asigura viața de zi cu zi a lui și a copiilor lui, să-și poată cumpăra o carte, să-și poată cumpăra până la urmă un obiect de genul acesta, fără de care, practic, viața noastră nu mai poate fi gândită. Și atunci, dacă îi ofer, deci schimb modul de salarizare, altfel spus, îi dai un salar mai mare, mult mai mare la început, prin comparație cu ce are acum, și apoi creșterea să fie relativ mai mică, pentru că există o diferență o diferență destul de mare între salariul debutantului și salariul profesorului care se apropie de pensie. Nu vreau să spun că salariul acela este foarte mare. Nu, salariile profesorilor sunt mici și cred cu tărie că salariile profesorilor trebuie să fie mult mai mari, pentru că, practic, de sistemul de educație depinde până la urmă tot ceea ce înseamnă societatea românească, viața noastră, calitatea vieții noastre, dezvoltarea țării acesteia și așa mai departe. Prin urmare, cred că salariul de intrare trebuie să fie mult mai mare, undeva în jur de 2000 de lei, cred că. Același principiu se aplică și în țările care au sisteme, în țările dezvoltate. Sunt țările care au, de altfel, sisteme educaționale foarte bine puse la punct. După care creșterea trebuie să fie oarecum ceva mai mică, relativ mai mică. Acesta este primul aspect legat de cei care termină facultatea. În legătură cu majorarea sau nu știu ce ați mai spus dumneavoastră. Da, bănuiesc că același lucru îl doriți și în sistemul bugetar, la funcționari, la cei care lucrează în sănătate. Da, pentru că dacă omul are un salariu decent, și corupția se diminuează, da? Și practic cu toții avem de câștigat, da? Și mai este încă un aspect extrem de important, respectul de sine, imaginea de sine. Adică nu cred că e corect să așteptăm în permanență să cerșim, să ne cerșim drepturile. Cred că și profesorii, dar românul în general, trebuie să fie o persoană demnă. Și statul, din punctul acesta de vedere, trebuie să facă ceea ce trebuie. Bun. Vă rog. Voiam să spun că este un subiect sensibil și știu că în campanii electorale toată lumea pomenește și promite mărirea salariilor. Cred că, și ăsta este al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez, cred că este foarte important să înțelegem că mărirea salariilor nu vine din cer. Trebuie să producem. Dacă nu producem, nu avem cum să primim banii aceștia. Și cum putem produce? Avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie de investiții, avem nevoie de fondurile europene. Da? Adică asta este important să înțeleagă oamenii, că banii aceștia nu vin de undeva din cer. Dacă nu producem, nu avem nici o șansă să mărim salariile, nu avem nici o șansă să schimbăm lucrurile. Bun, vă mulțumesc, domnule Voinea, vă rog. Referitor la majorări sau tăieri salariale, cu siguranță este nevoie să optăm pentru aceste majorări salariale. Dar aceste majorări trebuie corelate cu inflația. O inflație care e destul de mare și o mărire a salariilor mică nu o să ne poată ajuta prea mult. Tăierile salariale, din păcate, în ultima perioadă chiar au fost probleme în această zonă, vorbind de bugetari, pensionari, și știm foarte bine că ca fiecare ne încercăm să ne planificăm banii, salariul pe care îl luăm. Aici vorbim de credite făcute de bugetari care, când s-au întâmpinat în situația în care li s-a tăiat salariul, vă dați seama, ce obțin la bugetari, dacă nu greșesc, cred că a fost vorba de undeva 40%, o tăiere, o scădere salarială. Și a cam dat peste cap toate planurile și făcute de către oameni. Acest fenomen referitor la tăierile salariale, vorbim despre oamenii care nu mai pot cheltui decât pentru strictul necesar. Odată ce nu mai pot cheltui, atunci banii pe piață nu se mai găsesc. Și ce se va întâmpla după 9 decembrie? Care este viziunea, care sunt proiectele partidului pe care îl reprezentați? Partidul își propune, vă dați seama, pentru aceste creșteri salariale. Sunt oameni de profesie care pot, da, nu sunt expert economic, nu am de unde să știu, să vă dau cifre sau exact
soluții, dar oricum scăderi salariale nu mai poate fi vorba. Nu cred că mai pot fi acceptate de către oameni aceste scăderi salariale. Dar de către politicieni? Nici de politicieni. Eu așa aș vedea. Nu cred că mai pot fi tăiate salariile. Bun. În ceea ce privește celelalte puncte, și anume politicile fiscale, ce considerați că ar trebui făcut, de exemplu, în ceea ce privește taxele și impozitele locale? Mai mari sau mai mici? Cred că suntem țara din Comunitatea Europeană cu cel mai mare număr de taxe și impozite. În platforma Partidului Poporului Dan Deaconescu o să observăm în acele 100 de puncte chiar excluderea unor taxe și impozite. Bineînțeles, nu vorbim de excluderea în totalitate. Avem nevoie de taxe și impozite la bugetul de stat, dar aceste taxe și impozite trebuie să fim siguri că le putem încasa, nu să fie doar scriptice. Revenind la acele tăieri salariale și imposibilitatea oamenilor de a-și onora plata impozitelor, o să avem o creștere scriptică, dar în realitate în bugetul statului nu se vor regăsi acele sume. Bun, deci trebuie scăzute taxele și impozitele. Nivelul sau numărul lor? Cred că odată și numărul lor, dar și nivelul. Sunt multe taxe, mult prea mari. Bun. Mai aveți ceva de adăugat? Nu. Bun, haideți să discutăm despre dezvoltarea economică. Deși pare, poate să pară forțat o asemenea discuție acum în campania electorală, cu toții ne punem întrebări cum va fi la anul, cum vor fi anii următori din acest punct de vedere. Sunt previziuni, nu tocmai optimiste, în legătură cu situația economică a României anul viitor. Unii dau două puncte peste creștere economică, alții doresc 4 puncte, chiar mai mult. Alții spun, în special oamenii de afaceri, se așteaptă la un an extrem de dificil din punct de vedere economic și au semnale din piață, de la bănci, de la creditori și așa mai departe. Ce ar putea face, ce ar trebui să facă viitorul guvern, viitorul parlament al României pentru o dezvoltare economică? În primul rând, pentru a încuraja investitorii să vină în România. Și, de ce nu, să vină și la Pașcani, în județul Iași, pe de o parte. Pe de altă parte, ce ar putea să facă clasa politică, viitoarea clasă politică, viitorii parlamentari, pentru a încuraja pe angajatori să creeze noi locuri de muncă? Vă rog. Ați spus iarăși, sunt multe întrebări și încerc să găsesc cel mai bun răspuns. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l înțelegem și să-l înțelegem cu toții este că o țară se conduce sau în conducerea unei țări există câteva principii oarecum asemănătoare, dacă vreți, ca la un nivel mult, mult mai mic ca cele dintr-o familie. Da? Atunci când ne referim la dezvoltarea economică a unei țări, trebuie să reținem faptul că există câteva instituții și documente foarte, foarte importante care ar trebui să se coreleze. Acum, documentul cel mai important al României, care are în vedere dezvoltarea economică a țării, se numește Strategia de Apărare Națională a Țării. Acest document este elaborat odată la 5 ani de către președintele țării. Și este documentul numărul 1 al acestei țări. Din acest document se realizează programul de, sau se întocmește programul de guvernare de către guvernul care este în funcție. Este interesantă povestea aceasta cu 5 ani și 4 ani, pentru că până la urmă suntem într-un stat democratic și unii și ceilalți, și guvernul, puterea politică, și președinția sau administrația prezidențială trebuie să învețe să coabiteze, un termen care se folosește acum, așa? Chiar dacă sunt de culori diferite politice, să spunem. Și se asigură o anumită continuitate. Și ideea este, de altfel, una foarte, foarte bună. Din acest program de guvernare, fiecare guvern își face propriul program, propriile strategii sau politici. Deci așa se leagă lucrurile. Iar de la nivelul fiecărui minister, lucrurile ajung la nivel regional sau local. Da? Prin urmare,
Iar din punctul acesta de vedere, există, cred eu, din ceea ce eu am văzut și din ceea ce eu înțeleg, trei modalități de dezvoltare economică. Prima modalitate este din fonduri guvernamentale. Ce înseamnă aceste fonduri guvernamentale? Sunt fondurile care vin și sunt alocate prin aceste programe despre care v-am vorbit eu sau politici la nivelul fiecărui minister, care sunt corelate la nivelul guvernului și corelate apoi la nivelul strategiei naționale de apărare a țării. Pentru că altfel este un haos dacă lucrurile nu s-ar corela. Din păcate, ele nu se corelează foarte bine. Așa se explică că două ministere fac aproximativ același lucru sau fac lucruri care la un moment dat se contrazic unul pe celălalt. A doua posibilitate de dezvoltare economică este cea care vine prin fondurile europene. Avem exemplu concret al Poloniei. Nu mi-amintesc exact dacă am spus aici la dumneavoastră sau în altă parte. Polonia este țara care nu a trecut prin criză economică prin simplul motiv că a știut cum să-și gestioneze foarte bine fondurile europene. Să le atragă, să le aducă în țara lor. Rata de absorpție la nivelul României nu ajunge la 15% pe perioada 2007-2012. Da? Sigur că acum suntem foarte supărați că bugetul pentru România se va diminua, dar atenție, există o logică în povestea aceasta. Nu vreau să spun că sunt de acord cu asta. Vreau să spun doar atât. Dacă eu, Marea Britanie, de exemplu, sunt unul dintre contribuabili și noi contribuim cu o sumă foarte, foarte mică, 41 de euro de român, da? La ei este în jur de 300 și ceva de euro, până la 500 de euro, state europene care contribuie cu această sumă. Și ei se uită și văd și observă, domnule, țara asta, România, nu a luat decât 15%. Deci ea are suma aceasta, s-ar cuveni pentru perioada 2014-2020, dar ei nu au fost în stare să absoarbă și să atragă bani nici măcar 50%. De ce vor numai decât mărit ca să plătească ei? Înțelegeți ce vreau să vă spun. Adică există o logică în povestea asta. Cred că nu este greșită poziția lor, ci este greșit faptul că noi nu știm să atragem banii europeni. Și atenție, acolo sunt și banii noștri. Noi nu ne atragem nici măcar banii noștri. Exact, contribuția adică noastră. Este absolut aberant. Sigur că putem discuta despre cauzele acestui lucru, de ce nu s-a întâmplat, dar poate că nu e momentul potrivit acum. Și a treia posibilitate de dezvoltare economică vine prin investițiile private, prin investitorii străini. Am auzit puțin mai devreme aici la dumneavoastră că nu vine nimeni. E fals! Cum să nu vină nimeni? Că nu avem infrastructură. Bun, dar ce am făcut în ultimii 20 de ani? Cine a condus orașul acesta? Cine a condus zona aceasta? De ce nu avem infrastructură? Dar chiar și în condițiile acestea, nu aștept răspunsuri. Sunt întrebări pe care mi le pun și eu, da? Și probabil că și le pune fiecare cetățean din acest colegiu, din zona aceasta. Dar, atenție, Pașcaniul este un nod de cale ferată. Deci, de ce nu ținem cont de lucrul ăsta? Doi, autostrada va trece undeva la 3-4 km de aici, nu știu cât este. Deci există un potențial de dezvoltare a acestei zone absolut incredibil. Dacă o să spunem continuu, nu se poate și nu se poate și nu se poate, nu facem altceva, ați spus la începutul emisiunii, se face referire la trecut. Nu, nici nu vreau să mă gândesc la trecut. Nu mă interesează trecutul și nu mă liniștește și nu mă face cu nimic mai fericită faptul că spun și nici pe cetățeni și nici pe telespectatorii noștri faptul că afirm continuu cum se poate. Eu cred că se poate. Îndrăznesc să spun chiar cu tărie. Se poate. Trebuie să existe o strategie, trebuie să existe o viziune și nu în ultimul rând oameni care să-și asume lucrul acesta. Acum, la nivel local, uitându-mă peste tot ceea ce înseamnă Colegiul 5, cu atenție, am observat că s-au întâmplat și lucruri bune. Nu sunt o persoană care să spună că nu s-a întâmplat nimic mult până acum. Nu. Problema nu este legată de cât de mult s-a făcut sau de ce s-a făcut, ci de faptul că ce s-a făcut, s-a făcut în general haotic. Altfel spus, s-a întâmplat. Nu există o strategie de dezvoltare a acestei zone. Și iarăși vreau să fac o observație. Dacă o să ne referim doar la zona, la municipiul Pașcani, este greșit. Pentru că ideea aceasta a dezvoltării comunităților mici este deja depășită. Se vorbește și la nivelul Uniunii Europene și în țara noastră despre regiuni, nu-i așa? Euroregiuni.
Prin urmare, se are în vedere această coeziune economică și socială. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că e politică europeană. Nu trebuie să mai avem zone foarte sărace și zone foarte bogate. Se urmărește ca prin fondurile structurale pe perioada 2014-2020 să se realizeze această coeziune economică și socială. Altfel spus, o distribuire cât se poate de echilibrată a fondurilor și a resurselor, astfel încât și zonele sărace, foarte sărace, cum este și această zonă, să poată fi ajutate să se dezvolte. Atenție, din nou, nu e vorba de o dezvoltare sub forma unui statutului persoanei sau zonei asistate. Nu despre asta e vorba, ci este vorba de accesarea banilor europeni, de scrierea de proiecte europene care să creeze locuri de muncă, care să aducă banii aici, prin care să facă investiții, nu doar aștept și să și primi ceva. Înțelegeți ce spun? Bun. Înainte de a... O să concluzionez. Ideea este că avem nevoie de o strategie și acesta este unul dintre de dezvoltare economică a acestei zone și acesta este unul dintre primele lucruri pe care eu mi le-aș dori să le fac. Am observat că există un plan aici de dezvoltare, toate acele, cu patru puncte, acele elemente trebuie corelate cu toate domeniile și când spun asta mă refer la economie, educație, agricultură, industrie, agricultură, educație, sănătate, cultură, mediu, turism și așa, transportul și așa mai departe. În momentul în care le corelezi pe toate, îți dai seama, mă rog, există șanse mult mai mari să realizezi unde anume, care sunt punctele tari, punctele slabe pe fiecare componentă, care sunt oportunitățile și care sunt amenințările, corelate poți realiza un plan după aceea pe care să-l implementezi. Bun. Ați avut o conferință de presă alături de un cetățean american, de un om de afaceri, un posibil investitor. Ce anume v-a spus în legătură cu ce i-a plăcut? Sau mai bine spus, ce nu i-a plăcut în România, în Pașcani? Ce anume l-a descurajat sau l-a încurajat să investească în România, să investească în Pașcani? Vă întreb asta pentru că dacă veți ajunge Parlamentul României și să presupunem că veți face parte din Comisia Economică sau administrativă, deși cel mai probabil din Comisia de Educație, dar dacă veți face parte din aceste comisii, cu siguranță acolo veți avea ocazia să participați la discuții în ceea ce privește strategiile economice ale României. Cu ce elemente, cu ce propuneri veți veni pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, pentru îmbunătățirea condițiilor, așa încât, chiar pornind de la discuțiile cu cetățeanul american, așa încât zona Pașcani, Iașu, România să devină atractivă pentru investitori? Da, unul dintre primele lucruri pe care le-a sesizat prietenul nostru din Statele Unite este că potențialul de dezvoltare al zonei este incredibil. Sigur că a făcut această afirmație comparând zona aceasta cu zone din Europa sau din Statele Unite. El chiar a făcut o afirmație de genul: aproape orice dorești să începi în această zonă este posibil și cu siguranță că vei avea succes. Este foarte interesat de agricultură, e un domeniu care îl atrage și a spus că zona aceasta ar trebui să, știu, să se focalizeze pe agricultură. Un alt domeniu este chiar cel al IT-ului. Sigur că la Iași deja am observat că lucrul acesta a căpătat amploare, dar și aici este de asemenea loc pentru așa ceva. Și nu în ultimul rând, partea aceasta de industrie. El spunea un lucru, că e foarte important ca oamenii să câștige bani. Și suntem de acord, pentru că asta creează pe de o parte o imagine de sine foarte mult mai bună și omul are încredere și este motivat, sigur că da. În al doilea rând, asta sporește consumul. În momentul în care ai bani, te duci și cumperi și dacă ai blocat consumul, practic blochezi tot circuitul economic, nu-i așa? Și omul merge și își cumpără ceea ce are nevoie, pe de o parte, dar și ceea ce îi place, pentru că nu trăiești numai cu lucrurile pentru care sau de care ai nevoie. La un moment dat trebuie să-ți satisfaci anumite plăceri pe care le ai în viața aceasta. Asta iarăși creează motivația de a merge la serviciu și de a lucra cât se poate de bine pentru a câștiga banii aceia. Deci este cumva așa un cerc care se închide.
O problemă pe care am discutat-o cu el și pe care am sesizat-o și eu și are legătură cu ceea ce am spus puțin mai devreme, este legată de resursa umană. Da? Întrebarea era, de exemplu, dacă eu vreau să vin și să fac aici o fabrică de zahăr pe care tocmai am avut-o și s-a închis. Sigur că aici, legat de corelații, stăteam și mă gândeam agricultura, da? Venind dinspre Iași către Pașcani, am văzut undeva pe partea dreaptă foarte multe grămezi de sfeclă. Și mă gândeam, zic, avem agricultură, am putea și cultivăm sfeclă, sfecla ar fi trebuit să intre în fabrică și de acolo să iasă zahărul. Dar nu mai este fabrica. Și e așa puțin ciudat, pentru că dacă nu vedeam sfecla, probabil că nu mă legam de lucrul acesta și nu-mi trecea prin cap, da? Și când am intrat, chiar el mă întrebase ce a fost aici. O fabrică de zahăr. De ce nu mai aveți? Importați zahăr? Nu, mă rog, istoria o știți dumneavoastră mai bine decât o știu eu, da? Prin urmare, dacă eu vreau să vin să fac o fabrică de zahăr, găsesc resursa umană care să îmi lucreze acolo? Nu știu sigur dacă o găsim, pentru că nu mai am muncitorii respectiv calificați. Ce fac? Deci avem nevoie de calificare, de formare a resursei umane, reconversia profesională. În Pașcani, din punctul acesta de vedere, nu avem un centru de formare care oricând să poată forma 20, 30, 50 de persoane care trebuie să meargă într-un anumit loc unde investitorul respectiv eventual are nevoie. Bun, mulțumesc. Domnule Voinea, vă rog. Pentru dezvoltare economică voi vorbi de reducerea TVA-ului și vorbim de TVA-ul diferențiat, mai ales pentru produsele de bază. Și de ce nu impozitarea celor de lux? Vorbim țigări, alcool. Am putea lua exemplu Bulgariei, unde TVA-ul este de 20%. Foarte multe societăți din țară își mută sediile în Bulgaria, deoarece impozitele TVA-ul sunt mai mici și au costuri mai mici față de la noi din țară. Vedem, turismul la ei s-a dezvoltat destul de bine, chiar dacă sunt anumite probleme particulare zonei, dar au un turism destul de bine dezvoltat. De astfel, putem vorbi și despre facilitățile pentru investitori, dar acești investitori, că sunt străini, că sunt interni, de ce nu chiar și locali, le trebuie creat un mediu optim pentru a putea să-și dezvolte afacerea în această zonă. Da, investitorii străini toți au pretenții, putem spune, nu chiar pretenții, ci necesar le este o autostradă, un aeroport foarte bine modernizat, de care la noi nu au parte. Așa că dacă am reușit cu investitorii chiar din țară sau chiar locali să diminuăm taxele și impozitele, aceștia și parteneriatele publice-private, primăriile să acorde terenuri pe care investitorii să-și dezvolte activitatea, dar să aibă cerințe referitor la, cum zicea și doamna Romaniuc, forța de muncă a locuitorilor. Așa reducem din șomaj, creăm locuri de muncă, nu mai suntem nevoiți să vedem această migrație a tinerilor către alte județe, în străinătate. Și, bineînțeles, fiind o zonă în care agricultura este, păcat, subdezvoltată, am putea atrage fonduri europene. Dar, din păcate, fiind în campanie, am avut ocazia să discut cu oamenii din colegiu. Foarte mulți dintre ei au auzit de aceste fonduri europene, dar nu știu cum pot să le acceseze. Cred că ar fi bine chiar și un birou în cadrul primăriilor, un centru de informare, măcar să îi îndrume pentru câțiva pași pentru accesarea acestor fonduri europene. Bun, dacă tot ați pomenit de agricultură, ce măsuri credeți că ar trebui luate? Ce ar trebui să facă politicienii, guvernanții, viitorii guvernanți pentru relansarea agriculturii, pentru sprijinirea micilor fermieri și mai ales pentru încurajarea și stimularea producătorilor români? La noi, cred că este o problemă cu partea funciară.
Ei ar putea fi organizați în microferme, ar putea accesa aceste fonduri europene. De ce nu să fie făcute centre de depozitare a produselor? Ar trebui ajutați să poată intra pe piață, mă refer nu piețele locale, piață supermarketuri, dar în fiecare supermarket sunt acele standarde europene. Și dacă s-ar putea face investiții cu în centre de selectare a produselor, ar trebui încurajat să poată vinde. Nu atât la noi în țară, dar cât și în străinătate. Cred că sunt foarte puțini la noi care își marfa o pot vinde în afara țării sau chiar în supermarketurile de la noi din țară. Bun, cum putem face asta? Încurajați, eliminat din impozite, din taxe, acordate subvenții mai mari pentru a-și putea dezvolta activitatea. Bun, vă mulțumesc. Vă întreb și pe dumneavoastră, după care trecem la administrație. Cum considerați că ar putea fi ajutați agricultorii, producătorii, micii fermieri? Ce măsuri ar trebui să ia viitorii guvernanți, parlamentarii, viitorii parlamentari pentru relansarea agriculturii, pentru sprijinirea micilor fermieri și a producătorilor români? Și cred că și dumneavoastră ați observat în marile magazine foarte greu sau foarte rar găsim produse românești și automat ne punem întrebarea de ce? De ce nu găsim produse românești? Găsim mai degrabă fructe, am văzut, din Africa și la prețuri mai mici decât fructele românești sau nu găsim deloc fructe și legume românești. Da. Cred că și aici sunt două lucruri. Ar trebui privită problema pe două paliere. Primul este cel legat de culturi. Culturile performante nu se pot obține pe suprafețe mici. Deci cred că este important ca oamenii să înțeleagă lucrul acesta și din punctul acesta de vedere, știu eu, exploatațiile agricole astea mari, poate că acestea ar fi o soluție. Am văzut că deja ne îndreptăm către astfel de lucruri. În al doilea rând, ne referim, sau al doilea palier, este cel al producătorilor mici, așa cum dumneavoastră ați spus. Bun, există câteva modele din punctul ăsta de vedere. Organizația World Vision a încercat imediat după anii, cred că începând cu 95-96, și are astfel de exemple în județul Iași chiar, să creeze la nivelul comunităților rurale și să dezvolte capacitatea acestora de a-și cultiva anumite produse, de a identifica exact ceea ce ei vor să facă, să cultive anumite, știu eu, legume, fructe sau știu eu ce s-au stabilit și apoi să le și valorifice, să le prelucreze. Cred că din punctul acesta de vedere și este și acest aspect este un element pe care Uniunea Europeană și Comisia Europeană îl urmărește, în sensul că la nivelul fiecărei comunități se existe posibilitatea ca acestea să-și valorifice produsele pe care le cultivă sau resursele pe care le au în zona respectivă. Acum, foarte concret, la ceea ce se întâmplă la noi, eu personal mă gândesc, nu am legătură cu agricultura. Vorbesc din perspectiva omului ca și dumneavoastră, a persoanei care merge în supermarket și nu vrea să cumpere produse din Africa sau produse din Grecia, vrea să cumpere produse din România, pe cât posibil. Dar cred că dacă ar exista la nivelul comunei, de exemplu, ceea ce cândva numeam noi centre de colectare. Nu sună foarte bine, dar niște centre în care cetățenii, da, producătorii, să-și aducă marfa, care ulterior să poată fi preluată și eventual după aceea vând ori transportată, știu eu, dusă către centrele de procesare, de, știu eu, industrializare și așa mai departe, sau către piețe. Există și această tendință acum a piețelor acestora în care producătorii vin și își prezintă marfa. Cred că dificultatea vine din faptul că oamenii nu mai ajung în locurile acelea unde marfa poate fi vândută. Prin urmare, la nivelul fiecărei, la nivelul comunelor, dacă ar exista un astfel de centru, cred eu că i-ar ajuta foarte mult pe producători. Apoi,
Iarăși, e o chestiune, am repetat în seara aceasta și o să repet continuu. Nu există strategii și nu există viziune. Dacă eu știu că în zona aceasta ar trebui să știu, de exemplu, la unde? La Ciohorâni, să zicem. Ce anume cultivă oamenii de acolo? Ce cultivă oamenii din Miroslovești? Ce cultivă ceilalți din Cristești? Ce se întâmplă în Pașcani? Care este potențialul? Unde pot fi duse produsele acestora? Pentru că fără îndoială că există locuri unde este nevoie de aceste produse, dar cineva trebuie să știe, dacă am avea această privire, pe de o parte de ansamblu, pe de altă parte foarte concretă în fiecare comunitate rurală, păi uitați-vă, nu cred că parlamentarul poate să facă lucrul acesta, dar cred că un parlamentar cu viziune poate discuta cu primarii, îi poate aduce împreună și spune, haideți să vedem care sunt lucrurile pe care le faceți fiecare dintre voi, care sunt știu eu, produsele pe care le aveți dacă ne referim la agricultură și să corelăm și să legăm ceea ce se face, de exemplu, în Miroslovești cu, știu eu, o anumită fabrică sau cu un supermarket sau, nu știu, pur și simplu mă gândesc că în momentul în care ești implicat în lucrurile acestea, găsești și soluții. Dar oamenii aceștia trebuie aduși împreună la masă. Există conceptul acesta, cred că l-am mai spus la dumneavoastră, grupuri de acțiune locală, da? Ei, în ce măsură avem un astfel de grup de acțiune locală aici? 1, 2, 3, cu cine le corelăm? Cu cine? Și atunci corelațiile și legăturile se fac nu numai cu entități din România, dar cu entități din Europa, pentru că sunt convinsă că sunt foarte multe produse românești care nu numai că sunt dorite pe piața națională, dar și pe piața internațională. E suficient să ne uităm la oamenii care vin din afară, cât de încântați sunt de gustul roșiilor românești, da? Și noi, de altfel. Gustul anumitor produse, gemurile românești, produse tradiționale românești, care nu sunt valorificate. Un exemplu și mai aproape de noi este cel al Bucovinei. Au știut să-și vândă marfa și uitați-vă cum arată Bucovina, care nu este foarte departe de noi. Facem puțin la dreapta și intrăm în Bucovina și se schimbă lumea. Nu? Da. Rămân de fiecare dată surprins când văd la televizor știri care mă încântă, de ce nu, despre investitori străini, unii din Statele Unite, alții chiar din apropierea țării noastre, din Italia, din Franța, care identifică o anumită zonă cu potențial agricol și foarte rapid reușește să facă ce nu fac localnicii respectivi. Cum de ei reușesc și noi nu reușim? Da. Ce ar trebui să facă statul, politicienii, administrația, așa încât să-i ajute pe locuitorii zonei respective să valorifice potențialul așa cum o valorifică străinii? Păi, cred că sunt cel puțin două sau trei lucruri. Unu, are legătură cu o mentalitate. Dacă în permanență le spui oamenilor nu se poate, ei ajung să creadă că nu se poate. Da? Oamenii care vin și investesc pleacă de la ideea că orice se poate dacă chiar vrei cu adevărat să faci lucrul respectiv. 2. Echipamentele, da? Utilajele. Păi nu poți să faci agricultură, dacă e să ne referim la agricultură, cu niște utilaje care sunt de acum 20-22 de ani. Oamenii, producătorii au în general, fermierii au în general utilaje din acestea second hand. Iarăși îmi povestea prietenul nostru din America că au tractoare care atunci când ară au computere și îți spun exact pe fiecare metru pătrat sau hectar sau cum au ei acolo ce cantitate de îngrășământ sau de pesticide ce folosesc, mă rog, nu mă pricep foarte tare la asta, e necesară pentru porțiunea aceea. Deci nu este vorba de aceeași cantitate pe tot lotul respectiv, ci pur și simplu în funcție de parcelele respective. Da? Deci nu avem utilaje. Din punctul acesta de vedere, cred că ar fi extrem de important și probabil că au mai existat, da? Facilități acordate fermierilor în achiziționarea unor echipamente și utilaje performante, nu doar second hand, ce nu se mai folosește în altă parte. Deși și astea cred eu că ar fi mai bune decât ceea ce avem la momentul ăsta. 3. Cred că și fermierii noștri trebuie să aibă și lucrătorii în agricultură trebuie un pic
profesionalizați. Deci nu poți face totul după ureche, da? Din punctul acesta de vedere, mă gândesc cu foarte multă seriozitate la calitatea liceelor agricole, de exemplu, în zone ca acestea. Lumea și părinții, în general, fug de liceele agricole, dar ele sunt foarte importante. De acolo, practic, ar trebui să iasă absolvenții, ar trebui să fie persoane, tehnicienii sau persoanele care să lucreze în agricultură. Ei, și ceea ce se face acolo trebuie corelat cu ceea ce se întâmplă în viața reală. Bun, vă mulțumesc. Domnule Voinea, primăriile sunt esențiale în viața comunităților noastre. Mai ales la sate, primăriile, primarul, funcționarii de acolo ar avea capacitatea de a schimba viața oamenilor dacă ar fi reformate, dacă s-ar putea face o reformă în administrația locală. În ce măsură credeți că o asemenea reformă în administrația locală ar fi posibilă în viitorul apropiat? Ce ar trebui să facă politicienii așa încât aceste primării să ajute cu adevărat la dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă? Pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim de un sistem la nivelul țării noastre destul de greu, de complicat. Foarte mulți funcționari publici, unii politicieni consideră că ar trebui redus acest număr de funcționari, ar trebui să dispară anumite primării, iată, să dispară și județele, să fie regiuni. Alții spun să rămână și județele și să facem și regiuni. Până unde ar trebui să mergem cu astfel de modificări? Ce anume ar trebui făcut așa încât să putem avea o administrație suplă și eficientă? Cred că pentru o administrație suplă și eficientă, cum ați spus, ar trebui eficientizarea muncii și puși fiecare din administrația locală pe competențe, criterii de competențe, nu pe criterii de partid sau prietenii. Și atunci ar putea fi eficient. Dar trebuie și deci persoanele competente în administrația locală și o stimulare a celor care lucrează. Salarii mai mari. Salarii mai mari, de ce nu premii de la sărbătorile legale, să-i putem stimula pe oameni să poată excela în domeniu. Da. Bun, mai mulți parlamentari sau mai puțin? Este o temă care este discutată intens, mai ales acum în campanie electorală. Din câte știu, s-a votat pentru mai puțin parlamentari. Și ar trebui redus numărul parlamentarilor. Cheltuielile cu parlamentari cred că sunt destul de mari. Bun, în ceea ce privește administrarea resurselor publice, sunt discuții intense, acuzații reciproce. Ce ar trebui făcut? Parlamentul cum ar trebui să acționeze pentru îmbunătățirea legislației în ceea ce privește organizarea licitațiilor și modul de cheltuire a banului public? Când vorbim de banul public, vorbim de banul nostru, care ar trebui gestionat și avut grijă pe mâna cui este să răspundă în cazul în care nu îl gestionează cum trebuie. Cât privesc licitațiile, este un subiect care pe mine, unul ca conducătorul unei societăți private, chiar m-a afectat. Aceste licitații se știe foarte bine că sunt făcute cu direcții. Și totul pleacă din acel caiet de sarcini, care este cu destinație. Eu, ca societate, m-am înregistrat pe site-urile de profesie pentru aceste licitații, dar niciodată nu am avut un succes. Că sunt în caietul de sarcini să regăsesc lucruri care numai anumite firme le pot obține această licitație. Dar firmele mari obțin licitațiile, le subcontractează firmelor mici, nu se obosesc de a-și face un punct de lucru sau... Ce ar trebui schimbat? Ar trebui aceste licitații să fie câștigate cu adevărat de cei competenți și cei capabili să poată duce la capăt un... Pentru că, vedeți, licitațiile se câștigă de o firmă mare, după care se subcontractează, chiar ajungând la a treia, a patra mână.
Bun, mulțumesc. Vă întreb și pe dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră ca viitor posibil parlamentar sau dacă veți fi parlamentar, ce anume credeți că trebuie făcut, formațiunea politică pe care o reprezentați, ce anume dorește să facă, așa încât administrația locală să fie reformată, ce măsuri trebuie luate pentru reformarea administrației la nivel național. Sunt discuții în legătură cu numărul de parlamentari, cu numărul de regiuni, cu reorganizarea administrativă, pe de o parte, pe de altă parte, ce credeți că ar trebui schimbat așa încât averea publică, banii publici, resursele publice să fie gestionate mult mai judicios decât până acum, de cei care sunt plătiți până la urmă să o facă, să ne reprezinte? Da, răspunsul la ultima întrebare, care poate suna puțin, știu eu, așa politic, să zicem, sau cred că în momentul în care vom avea oameni bine pregătiți, competenți în pozițiile respective, atunci vom avea și performanță în ceea ce privește gestionarea banului public. Din punctul acesta de vedere, sunt de acord cu domnul Voinea legat de tot ceea ce înseamnă numirea în funcții publice pe criterii politice. De altfel, cred că unul dintre lucrurile care s-au urmărit în ultimii ani cu privire la reducerea cheltuielilor a fost acesta de, știu eu, reducerea numărului bugetarilor, pentru că până la urmă despre asta vorbim, și pentru că nu s-a reușit și n-a reușit, PDL-ul practic a fost cel care ar fi trebuit să facă lucrul acesta, să îi diferențieze pe criterii strict de competență profesională, probabil că s-a recurs la acea reducere a salariilor. Eu personal aș fi mers pe cealaltă variantă, în care cel care e bun să rămână și cei care nu performează să se recalifice, să meargă reducerea în altă parte. Reducerea numărului. Și atunci, da, sigur că ar fi echivalat până la urmă și n-ar fi trebuit să reducem salariile la toată lumea. Dar, mă rog, aceasta poate că este o opțiune personală pe care eu aș fi avut-o. Legat de reforma administrativă, în mod clar cred că este necesară o astfel de reformă. Se vorbește și la nivelul Uniunii Europene și nu numai de euroregiune, am mai spus în seara aceasta. Cred că și România trebuie să își regândească structura administrativă, structurile administrative. Cred că regiunile, împărțirea pe cele 8 regiuni sau 14 regiuni, nu aș putea să vă spun eu acum exact care este numărul optim. Acesta este un aspect și este o problemă care trebuie discutată într-adevăr în cadrul Parlamentului și cred că aici fiecare formațiune politică, și opoziția și puterea, trebuie să-și aducă aportul și trebuie să se ajungă la un consens. De altfel, cred cu tărie că există subiecte în care de interes național, în care nu trebuie să se regăsească doar perspectiva unei anumite formațiuni politice sau alianțe. Trebuie să se ajungă la un oarece consens. Trebuie să se negocieze astfel încât să fie reprezentate și o parte și cealaltă. Care ar fi avantajul regiunilor? Eu aș sublinia cel puțin două. Una care are legătură cu ceea ce se întâmplă la nivel național, reducerea cheltuielilor, și în felul acesta ar fi un beneficiu practic pentru fiecare dintre noi. Și în al doilea rând, faptul că regiunile pot avea, au legătură directă cu Bruxelles-ul, au legătură directă cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, și în momentul în care se aplică pentru proiecte, sunt evitate autoritățile de management din București. Altfel spus, legătura este făcută directă, în mod direct, și timpul, știu eu, care se are în vedere atunci când se fac cererile de rambursare, este mult, mult mai mic, pe de o parte. Pe de altă parte, și controlul este unul foarte, foarte riguros, și în felul acesta cred eu că și, știu eu, posibilele derapaje pot fi evitate. Deci eu înclin foarte mult către o astfel de perspectivă. Dacă ar fi să mă gândesc și la județe, mi se pare că și existența județelor și a regiunilor e așa un fel de, se cam calcă una pe cealaltă pe picior. Cred că trebuie gândit foarte serios, pentru că nu cred că avem nevoie să mai încărcăm statul cu o altă structură. Pe cât posibil trebuie simplificate
aceste structuri. În legătură cu numărul parlamentarilor, cred că răspunsul nu trebuie să-l dau eu, l-a dat poporul român deja la referendum. Din păcate, clasa politică nu a găsit de cuvință să pună în aplicare ceea ce românii au stabilit atunci. Cred că avem nevoie de un număr mai mic de parlamentari, pentru că, sigur, că facem comparație, de exemplu, cu Statele Unite ale Americii. Cred că congresul lor are în jur de 500 și ceva de persoane și vorbim de cât? 300 și ceva de milioane de oameni, nu-i așa? Parcă așa cred că este. Prin comparație cu România, unde la 20 și ceva de milioane de oameni avem 400 și ceva de parlamentari. După părerea mea, un pic cam mult. Și de asemenea, cheltuielele. Și nu vreau să credeți că, știu eu, sunt absurdă sau... Nu, cred că un parlamentar trebuie să aibă un salariu bun, trebuie să aibă anumite condiții, dar diferențele dintre parlamentari, modul de viață al parlamentarilor și românul de rând, după părerea mea, sunt un pic cam mari. Chiar aș spune că ne ducem așa în zona unor privilegii. Poate că ar trebui să regândim lucrul acesta. Bun, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. Mâine seară ne revedem la aceeași oră cu alte dezbateri pe tema educației. O seară frumoasă în continuare! Este apreciat de primarii din Pașcani și comunele din împrejurimi pentru că i-a sprijinit să obțină bani pentru investiții. Este cunoscut că nu se dă bătut, că insistă până ce rezolvă problemele celor care l-au trimis în Parlament. Este apreciat până și de cei care au fost adversari politici. Este Neculae Rățoi, unul dintre cei mai respectați deputați ai României. Votați un deputat cu experiență pentru vremuri mai bune. Votați USL pentru o Românie puternică. Acum 20 de ani eram îngrijiți de 130 de medici. Astăzi, numărul lor s-a redus la jumătate. În 91, în Pașcani se nășteau 600 de copii. În 2012, numărul nou-născuților s-a înjumătățit. Acum 20 de ani plăteam întreținerea la fel ca restul țării. Astăzi, viața în Pașcani este mai scumpă decât la Suceava, Neamț, Botoșani sau Bacău. Tu știi cine ne-a condus în ultimii 20 de ani? Schimbă sau rămâi la fel.